ceea ce Dumnezeu ne-a cerut să facem pe pământul acesta a fost însoțit întotdeauna de o intenție a lui Dumnezeu legată de un plan al lui Dumnezeu, legată de o dorință a lui Dumnezeu cu privire la bunăstarea și fericirea ta. Acesta a fost planul lui Dumnezeu când ne-a încredințat sărbătorile, când Biblia este plină de ele, când în fiecare săptămână sărbătorim sabatul. Dumnezeu are în minte un plan pentru viața noastră, a familiei noastre și a fericirii noastre. Se întâmplă însă că în trecerea timpului se pierde esența, se pierde tocmai intenția lui Dumnezeu. Rămâne cochilia, rămâne ambalajul, rămâne nimic. Aș vrea să citim câteva cuvinte pe care le-a lăsat Benjamin Franklin. Este mult mai ușor să ții sărbători, spune dumnealui, decât să asculți de Dumnezeu. Este mult mai ușor. Dacă vom aplica lucrul acesta la cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos pe care le găsim în Matei 7 cu 21, el va fi văzut într-o altă lumină. Nu oricine ține sărbătorile sărbătorește în adevăr. Adică nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia lui Dumnezeu. Adică intenția lui Dumnezeu cu această instituție. Intenția lui Dumnezeu cu familia, intenția lui Dumnezeu cu biserica, intenția lui Dumnezeu cu sărbătoarea sau cu sabatul. Nu cine stă sâmbăta și nu lucrează ține sabatul, ci doar acela care trăiește viața Domnului sabatului. Aceasta este sărbătorirea sabatului. Acesta este adevărul și intenția pe care Dumnezeu a atașat-o acestei sărbători. Sărbătoarea este un simplu simbol. În spatele ei se găsește intenția și planul lui Dumnezeu. Aceia, în adevăr, sărbătoresc sabatul, care trăiesc ca Domnul sabatului. Cei care țin ziua, dar nu trăiesc ca Domnul sabatului, oamenii aceia nu fac altceva decât să participe la un carnaval sau un bal mascat. Lipsa Domnului sabatului din mijlocul sabatului Domnului face din el o parodie. Și din orice fel de altă sărbătoare sau din orice fel de altă instituție numită religioasă sau spirituală sau creștină, cum am vrea să-i spunem noi, din mijlocul căreia lipsește viața lui Hristos trăită, lucrul acesta devine o formă și o ofensă la adresa lui Dumnezeu, un fel de batjocură solemnă, am zice noi. Numai aceia care au primit în viața lui, în viața lor, sărbătoresc cu adevărat nașterea lui, în zilele acestea în care se vorbește așa de mult. Câtă lume sărbătorește ziua aceasta cu adevărat? Câtă lume trăiește intenția lui Dumnezeu pentru instituția și sărbătoarea aceasta? Ea a devenit orice altceva decât ceea ce a intenționat Dumnezeu, nu? Aș dori din toată inima ca în propria mea viață și a casei mele, aș dori ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să producă o trezire în mine și să mă întreb întotdeauna dacă într-adevăr prin ceea ce fac, prin ceea ce țin, prin ceea ce refuz să fac ca fiind păcătos sau eu împlinesc sau nu, nu forma, ci intenția lui Dumnezeu care se găsește în spatele cuvântului lui Dumnezeu.